La secțiunea presă scrisă îl vom afla de la profesorul universitar, scriitorul Nicolae Georgescu, pe care îl invit în scenă, în timp ce vedem și o carte de vizită a celui laureat. Jurnalistul Victor Roncea, cunoscut în lumea presei grație unui conde avizat, distinct, dar și temelor pe care le alege și care demonstrează de fiecare dată, o aplecare spre valorile cu adevărat relevante ale societății românești. Cu un discurs echilibrat, cu argumente și temeinicie profesională, Victor Roncea face tipul de gazetărie care se află pe deplin în slujba interesului publicului. Da. Mă uit și nu-l văd, dar nu înseamnă că nu există, probabil că e pe aici. Nu știu nici când s-a născut, nici ce vârstă are, nici unde, bănuiesc că este valah. După alură, după felul cum mușcă ziaristic, vă să zic că ne știm de peste 30 de ani, ca să zic așa. Trăiește mai intens decât mine acest paradox ziaristic, adică pasiune mare, da, în căutarea adevărului, care este același, care este rece. Deci pasiune caldă, adevăr rece. Nici pasiunea nu îi se răcește, nici adevărul îl încălzește. E o tensiune care persistă, dar care îl menține în această greșeală perpetuă, acest hubris perpetuum. Dacă n-am fi ursiții de păcatul original acestei greșeli vitale, ca să zic așa, n-am exista, n-am creat. Este un creator, pasiunea cu care crede, vă să zic că nu se desprinde de lemnul ei, deci nu este un foc în sine, nu este patimă dintre asta verbală, ci e totdeauna concentrată, centrată pe lucruri de interes, de interes general, de interes general, cultural, social, politic, mai ales cultural. Am vorbit despre Victor Roncea, numele lui este, da, cam de pasărea rock, nu? E un felul lui un rocker, să zicem așa, exprimă noua generație în ziaristică și bănuiesc că se va impune în aceeași măsură ca și Miron Manega și ca toți ceilalți prieteni mai tineri ai noștri, da? Pe umerii cărora nu lăsăm, dar sprijinim meseria. Vă mulțumesc. Ați vorbit foarte frumos despre Victor Roncea. Nu vom putea vorbi cu Victor Roncea pentru că m-am uitat și eu prin sală, nu-l vedem aici. Își va ridica însă premiul, vom avea noi grijă de acest lucru. Trebuie să-mi-l dați mie. Sigur că da, va fi preluat de dumneavoastră și îl veți da. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor.